Bună lume, eu sunt Felix și bine ați venit la Minecraft. Mi-ați dat o grămadă de sfaturi, multe sfaturi, a zis să plec din mina asta, deoarece sunt lucruri mai fine de explorat afară, așa că eu am să mă duc pur și simplu în sus, că am destulă piatră, după ce mâncăm puțin grătar și vom pleca din această mină, în care scopul nostru a fost să găsim diamante sau spanner, dar nu am găsit. Vina lui Luffy. Să plecăm de aici. Voi pleca așa de aici. Sper doar să nu dau în apă. Și sap așa pe două. Sunt destul de jos în mină, ce este drept. Sunt destul de jos în mină. Prima oară săpăm în față și după aceea la cealaltă, că este posibil să dăm pe nisip. Și nisip ne poate sufoca. Punem aici o din asta. Așa, scopul nostru este să ieșim din mină și dacă se poate să nu fie apă. Dacă e apă, asta este. Dar măcar să ajungem la villageri, pentru că voi a spus să mai explorez zonele de acolo. Și alte zone. Și vom pleca... Opa, aud zombie. Nu m-ar deranja să găsesc diamante când încerc să urc aici. Mi-aș dori totuși să găsesc un spanner de zombie. Probabil o să-l găsesc pe undeva. Dar până atunci, vedem ce facem. Am experiență 8, destul de puțină. Poate o mai facem noi, vreau să am experiență 30 ca să facem noi primul enchant. Și primul enchant, speranța mea că o să fie enchantul acela Silk Touch pe pickaxe. Este un enchant foarte, foarte bun, care mă ajută să fac anumite lucruri pe care mi le doresc. Acum și ajungem la suprafață. De ce am pus asta acolo? Nici eu n-o să știu. Faza este că am luat concluzia că mai bine folosești chestii de fier, deoarece cele de diamant încep să se strice și trebuie diamante ca să le repari, așa că sculele de diamant, na, ce să fac, nu prea sunt așa de viabile, deoarece diamantele se găsesc foarte, foarte greu și cred că ce este foarte important să fac o sabie pe diamant, să am un târnocop pe diamant și o armură și după toate chestiile astea să mă pregătesc dacă cumva mai rămâne, mă, dacă de... De sus trebuie să merg să mă pregătesc. Așa. Pun și aici o din asta să am grijă. Acum parcă văd că o să fie ora por nisip. Să am grijă, mare grijă că acum ne trezim la suprafață. Uite știu cât de mult am mers. Wow. De asta pun aici o din asta. Așa. Așa. Punem așa deoarece în caz de va trebui, nu știu, printr-o minune să sărim acolo sau... Au căzut ceva? Ok, să avem grijă. Măi, dar cât mergi la suprafață? Mai este posibilitatea ca printr-o minune să fi dat de un munte, vă dați seama? Ca printr-o minune să fi dat de un munte, să fim sub un munte și dacă ești sub un munte... Opa, da, nu ești sub un munte... Suntem exact unde trebuie. Ok. Super, exact ce mi-am dorit. Exact ce am primit. Perfect, am ajuns la suprafață. Bun, și acum să vedem unde suntem. Că sunt destul de departe. Nu la o mlaștină. A, uite acolo, vedeți acolo. După cum vedeți, acolo sunt villagerii. Și vreau să mergem și noi, uite, mlaștina asta, n-am fost în mlaștina asta. Vreau să mergem, deci aici fiți atenți și aproape era, uite, iepuraș. Haideți să mergem la lamele noastre, să ne luăm și patul și să ne pregătim pentru o expediție. Lăsăm toate lucrurile de valoare cu ele, deoarece nu vreau să le pierd și am obiceiul să pierd lucruri în Minecraft. Un obicei foarte, foarte bun, ce să zic. Uite, aici sunt lamele noastre, nu vreau să le iau cu noi, deoarece vreau să merg cu barca. Și totuși să-mi iau și repere să mă întorc aici. Dacă cumva vine ora de nani, îmi iau pătuțul cu mine. Hai să vedem. Deci lamele mele, ce aveți voi? Aveți covoare și wheat. Cred că o să-mi trebuiască. Bun. Haideți să vedem ce să punem în astea ale noastre. Ce luăm și ce nu luăm cu noi? Păi, Eye of Ender, ce avem în asta mare? Mamă, ce lucru faine. Ok, haide că iau barca, da. Asta de pe aia nu-mi trebuiește. Trebuie să-mi fac scule, acum urgent. Și ce punem aici? Păi punem iron ore-ul, stai să-l fac.
stai că iau, stai puțin unde aici, așa. Iau asta și punem, unde ai rănorul? Numai atât am. Ok, aici am ceva, un cărbune, aici am 11 cărbune, ia să iau cărbunele. Opa, nu contează, luăm cărbunele, stai că iau asta înapoi. Aș vrea să-mi fac scule din nou, deoarece nu produc bine cu sculele. Ce aș putea să pun aici ce nu folosesc? Păi chestia asta, lemn, desigur, asta, asta. Vreau să pun lucrurile care nu o să-mi trebuiască. Cât din ăsta am? Rails? 3? Nu mai am rails pe undeva pe aici. Hai, m-am fost în mine și nu am rails. Și ești tu să le iau cu mine. Am fost în mină și nu am rails. Ce bătaia asta de joc? Ce bătaia asta de joc? Uite știu cum stă villagerul ăla. Bun, ia să mergem noi aici. Ce nu trebuie să folosesc? Lemnul, că-l trebuie ăsta. Piatră, hai că pun aici. O iau cu mine acasă. Piatră, deoarece s-ar putea să trebuiască piatră. O găleată iau. Așa. Iau sculele cu mine, dar în același timp aș vrea totuși să mai fac câteva scule. Uite, 64 rails. Uite, avem rails. Bun. Ăsta nu trebuie. Fențul nu trebuie. Piatra nu trebuie. Iron cam mult aici. Mâncarea o păstrez, deoarece s-ar trebuiască să-mi trebuiască. Deși vreau să merg în alt biom. Nu știu ce să-mi fie acolo. Ia să-mi pot să repar asta. Din două. Unde mi este măsuța? Așa, punem. A, trebuie să-mi fac torțe. Bun. Măsuța. Așa, să-mi facem niște torțe. Perfect. Și vreau să-mi fac un târnăcop, că ăla nu duce bine. Așa. Și un topor. Așa. Și ăsta diamante nu le mai folosesc. Și o lopată. Asta fac sabie. Mai trebuie niște lemn. Bun. Haideți să punem lucrurile aici. Așa, de ce vreau să iau? Vreau să iau semințele. Pentru că scopul meu este, dacă am noroc ca să găsesc... Nu erau mai multe semințe undeva. Tu parcă aveai. Așa. Scopul meu este să găsesc papagali și pisici și... voi a spus că lângă savană, sau ce este chestia asta, plains sau cum se cheamă, aici dau, lângă savană s-ar putea să găsesc alte biomuri și poate am noroc să găsesc și aia tropicală, jungla. Deci mai trebuie ceva de aici. Nu prea, nu prea văd eu ce mai mai trebuie. Am hârtie, am ender pearl, săbii care nu-s bune. A, da, stai. Poate reușesc din două din ăsta să fac una mai bună. Așa, perfect. Bun, aș lăsa aici totuși, că nu vreau să le mai stric. Îmi las asta și asta. Și desigur, vă lăsa și toporul imediat. Vreau să-mi tai puțin lemn. Vreau să mai aduc lemn din ăsta la mine acasă, pentru că acolo avem baza și baza trebuie să ne facem cât mai faină. Bun, 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 bun. Ok, și unde este lemnul? Așa, și facem așa, o grămadă din ăsta. Și aici ce vreau să mai fac? O lopată. Perfect, am toate sculele, topoa din asta, lopată. Bun, 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 bun. Haideți să punem asta așa aici. Să ne punem toate sculele cu noi. Fierul iau pe jumătate, că am obicei să pierd. Și cam tot este bine. Na, pregătit să plec în expediție, doar să-mi iau patul. Și acum eu am să plec în expediție. Super, super, super. Parcă aveam o șapă aici. Ne aveam oșa pe aici. Nu mai știu eu, oșa. Întrebarea mea este dacă am oșa, deoarece dacă găsesc un căluț, s-ar putea să vreau să... Bun, bun, lăsăm la parte. Opa, vine noaptea. Haideți să facem un nani, prima dată. Facem un nani bun, nani bun, 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 bun. Și... îmi pregătim de expediție. Dar înainte să nu pregătesc pe expediție, că s-ar putea să fie greu, ia să merg până aici. Și mă gândesc... dacă eu am o tonă de semințe, să le plantez lor ăștia niște grâu. Uite, mi-au grâu ăsta, da? Așa. Și le plantez grâu normal, că eu să mai fac niște pâiniță. Pâiniță bună. Așa. Bun, ar trebui să merg și la etaj. Uite, știu cât au. Și morcov cât aveți. Trebuie să mă pregătesc pentru expediție. Morcovii când sunt gata, mi se pare cât îndă. Îndă 2. Așa, morcovii când sunt gata arată așa. Haideți să luăm și morcovii care sunt gata și să mai plantăm câțiva morcovi și pentru ei. Până la urmă, asta este grădina noastră. Așa, ăștia nu erau gata. Când sunt gata, mi se pare că sunt puțin albi. Cred că ăsta e gata. Da, e gata. Bun, opa, 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 opa. Bun, cred că avem destule chestii. Cât am luat din ăsta? 13 din ăstea. Lasă că sunt bune. E destul de bine. Haideți să ne luăm, de fapt, o masă pot să-mi fac oricând. Hai să facem niște pâine. Perfect, 4 pâine, mai bine decât nimic. Și să punem asta aici și să plecăm în expediție. Avem ceva mâncare,
Avem tot ce ne trebuie. N-avem masă. Hai să iau niște lemn de aici. Bun, și acum eram laștina aia de acolo. Mergem pe lângă ea și stai că mi-e foame. De fapt, cred că trebuie să-mi iau și niște piatră cu mine. Îmi iau un cuptor cu mine. Îmi iau un cuptor cu mine, mi-l iau pe ăsta. Am ceva în el? Nu. Că trebuie să fac și o de mâncare. Bun, haideți să mergem acum și acum vom căuta jungla. Voi ați spus că s-ar putea să se găsească... Opa, foarte... Așa, ce? Ce nu pot să merg aici? Pranalt. Bun, voi ați spus că jungla s-ar putea să se găsească în lângă savana asta și asta vom face. Deci, în partea e mlaștină și că mergem în față. Trebuie să-mi iau ceva repere ca să... Uite-te, am... Ok, bine. Opa, delfini, mamă, ce fain e aici jos. Wow, ce mare... Uite, vrăjitoarea! Vrăjitoarea! Uite, am găsit o casă de vrăjitoare! Wow, wow, wow! Casă de vrăjitoare! Dacă mă duc la ea, mă bate! O bat eu! Păi uite acolo! Merg aici să văd ce vrea. Ok. Uite acolo, ia acolo, am văzut-o. Da, vrea să se bată. Am plecat, am plecat cum mă bate. Uite și tu. Opa, hai să mănânc. N-ar mai bag urăștoarea. Ai de mine. Ai de gând să te vindeci. Trebuia să beau văcuță. E o văcuță pe aici. Să mă vindec. Mamă, ce-mi face? Să nu mă mori. Să nu mă mori. Așa, bun. Bun. De ce tot? Mai s-a otrăvit. Hai să stau aici și să plec. Nu mă bag cu urăștoarea. Ai de gând să-ți faci viața azi. Barca la mine? Nu e acolo în față. Bun, nu vreau să mă bat cu vrăjitoarea. Deoarece s-ar putea să mă bată. Nu știu cum stă acolo. Mă lași în pace. Nimeni nu te vrea. Haideți să mergem la muntele ăla. Am să merg în mlaștină de vrăjitoare. O bat-o pe vrăjitoare cu lapte. Nu mai vreau să pățesc, că vrăjitoarele m-au omorât de multe ori. Am să văd dacă e prietenoasă, dar nu este. Își apără cotețul ei. Ok, bun, am găsit aici un munte. Deci să ții minte, lângă muntele ăsta trebuie să trecem pe aici. Hai să vedem ce-i după munte. Îmi place aici chestia asta marină de aici. E foarte, foarte faină. O să vedem pe aici, așa, e ceva. Ok. Să mă uit, poate găsesc o barcă. A, uite o barcă. E barcă sau copacul ăla? Cred că este o barcă. Ok, ce zonă este asta? Că văd că este diferită. Uite acolo încă o barcă. Perfect, hai să mergem la ele. Ok, super. Aici presupun că e o barcă, nu? Da, e o barcă. Să am grijă să nu fie cineva care să mă atace. Ok, pun barca mea, o parchez aici, așa. Și să mănânc ceva. Mănânc bucata asta de cartof în apă. Așa. Și acum să am grijă cum să fac să ajung eu în barcă fără să pățesc ceva. Să încercăm de aici așa să spargem puțin. Uite, deja am găsit comori. Ești nebun. A, un diamant. Lapis. Ok, fain. Destul de fain. Ok, am găsit un diamant și niște lapis și niște... E bine. Să mâncăm puțin morcov. Și acum, tot timpul în bărci, de obicei erau două comori. Una aici, jos, garantat.
Garantat e pe jos undeva, să vedem pe aici, așa. Uite, aici ai, acolo e, bun. Mi-este cam greu să mă duc acum în barcă, aici, deoarece mi-este frică că o să o pățesc. Cum are este, uite, de aici trebuie să mergi. Uite-o. Hai că facem felul următor. Mi-au aer mult și încerc să sparg ăsta. Ca să-mi fie ușor. De fapt, nu. Încerc să sparg din partea cealaltă, ca să ajung repede la comoară. Trebuie să mănânc ceva. Foarte greu se sparge în apă, dar eu voi încerca. Motivul pentru care vreau să sparg asta, este că nu prea așa, super, și asta de aici. Super, 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 ca să ajung la comoară, să ajung la comoară fără să am posibilitatea să mă nec. Să mă nec. A, mai trebuie să mai sparg una. Și acum să vedem ce e aici. Cărți, o hartă. Perfect. Am luat comorile. Comoarele. Super, super. Haideți să plecăm acum. Că mai era acolo o barcă, în partea aia, parcă. Nu știu în ce parte. Și să o luăm, să vedem totuși ce am luat. Am luat o hartă de comoară, ceea ce e faină. Și două cărți. Super, super. Na, acum pe aici, pe undeva... Cred că în partea asta, uite aici, mai avem o barcă și m-aș duce la ea deoarece pare să fie la suprafață, nu pare să fie în apă și pare să fie barcă, nu? Și vreau să nu mă pierd, deci în partea aia am venit de la munții aia, ok, și turnul ăsta, ok, 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 mă, ce chestia aia de acolo? Ok, 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 hai să vedem ce găsim în asta, sper să nu fie zombălăi, cam să fug de ei, că deocamdată nu am scutul ca să respir, opa, opa, opa. Ok, parcăm aici. Așa. Și... Așa, spargem aici, deoarece aici trebuie să fie o comoară. Un chest, mă refer. Uite un chestul. Și dacă tot să aici, astăzi să mă uit la harta asta unde este. Oh! Pare destul aproape de noi. Dar ar putea să trebuiască să găsim comoara destul de curând. Ia să vedem aici jos dacă ne putem băga. Ok, o grămadă de fier, ceea ce este destul de bine. Și niște lapis. Bun. Și acum, cealaltă comoară, 100% este jos, ca data trecută. Și să vedem unde putem să o luăm. Să vedem pe aici sau pe aici. Uite chestul. Și ca data trecută... Opa. Încercăm să luăm pe aici. Este posibil să mai fie un chest în partea de jos și vom verifica. Trebuie să verific și la cealaltă, dar prefer să mă mențin în viață. Mai important. Ok. Niște pene, niște din astea și încă o din asta de comoară. Hai să mergem să vedem dacă mai găsim un chest. Să luăm aer. La limit am fost. Să mă plimb aici pe jos, poate mai este un chest. De obicei mai este un chest. Să vedem pe aici așa. Cred că mai este un chest în partea asta. De aici. Este posibil să mai fie un chest, dar nu prea vreau eu să-l iau din cauza că pare mai dificil. Deși s-ar putea să fie diamante. Mai este un chest pe aici, să vedem. Unde aș putea eu să ajung la el? Mai un chest. Să vedem dacă dărâm asta. Eu cam stric aici bărcile. Ceea ce nu-i frumos, dar opa, 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 aer, 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 aer. Super, la fix. Acum deja vine noaptea. Și va trebui să facem nani. Unde să facem? Oh, uite jungla! Am găsit jungla! Am găsit jungla! Fugi repede în junglă! Fugi, fugi în junglă, fugi în junglă, fugi în junglă! Fugi în junglă și fă nani! Am găsit jungla! Stai să nu mă pierd, deci... Stai, de la barcă până undeva. Hai să facem nani să ne venim. Oameni, o să găsesc pisici și papagali. Hai, repede, repede, repede. Fă nani, fă nani, fă nani, că nu vreau să mă pierd aici în junglă. 5, așa. Nu vreau acum când ajung în junglă să o pățesc. Super! Deci să țin minte. Barca asta. Că ținește pe cât de mare și jungla. Trebuie să țin minte. Să-mi iau și barca cu mine, deși pot să... Ok, deci. De la barca asta... O iau în partea aia și ajung. Ok, am aici prea multe lucruri, așa cum să-mi fac aici un chest. O să-mi fac aici un chest. Și o să le pun.
lucrurile, deoarece nu au nevoie de ele, ca să pot să iau lucruri noi în junglă. Bun. Ok, și aici ce nu am nevoie? Păi, harta Komori. Am două. A, uite că s-a aproape de comoară. Fiți atenți, s-a aproape de o comoară și de cealaltă comoară mai la distanță. Bun, hărțile comori nu le iau cu mine, le pun aici în chest. Ce pun în chest? Pun toate lucrurile care chiar nu am nevoie. Le pun aici în chest. Așa, și diamantele ca să fie safe, că nu știu ce prostii mai fac. Pun chestiile astea, pun kelpul, pun lapisul, pun aurul, pun... ce mai pot să pun? Asta cu moarele am zis că pun și cam atâta, nu? Cuptorul s-ar putea să-mi trebuiască. Cam atâta. Vedeți ce spațiu avem acum? Super, super fain. Și mâncare avem aici. Bun! Bun, bun, bun. Și acum am ajuns în junglă! Am ajuns în junglă, să țin minte unde e jungla. Să-mi pun niște torțe. O găsesc eu. Bun, 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 bun. Haideți să explorăm jungla. Ce căutăm în junglă? A, trebuia să-mi iau ață să fac să pescuiesc. Păi trebuie pisici, păsăci, dar n-am pește. Ce copac e ăsta? Ia stai să vedem, ce copac e ăsta? New recipes. Junglos, copac junglos. Păi și cum dărâm eu... Cum dărâm eu tot copacul ăsta? Cum dărâm eu un copac din ăsta, măi, ca să iau un junglă? Hai că-l dărâm pe ăsta, că e mai mic, sau care? Care e un copac mic ca să-l dărâm, să-mi iau și un... Ăsta e mai mic, nu? Da, hai că-l dărâm pe ăsta. Dărâm copacul ăsta ca să-mi dea și mie un... cum se cheamă? Ia stai puțin. A trebuit totuși să-mi iau și frunze din asta să fac ceva acasă. Copacul ăsta este un copac de junglă și îl vreau la noi acasă. Mamă, dar ce ciudat crește. Ok. Foarte multe ramificații. Stai să dau așa. Stai să pun ceva de sub mine. Pun tot lemn. Mamă, ce bucuros că am găsit jungla. Ce lemn ăsta? Jungle log. Așa, e de junglă. Bun. Așa, partea asta. Și cred că mai am pe aici o bucată. Și aici, mamă, câte sunt. Că dacă nu dărâm toate bucățile astea, nu o să cadă. Cred că asta e perfect. Bun, mai aici una. Ia atenți că mai este. Așa, mai este pe undeva? Căzut un măr. Uite aici o bucată. Trebuie să le iau pe toate. Așa. Super, super, avem și un măr. Acum eu tot ce vreau este să cadă ăsta. Să stau puțin, uite așa. Să stau puțin ca să cadă, ca să-mi dea un sapling de junglă. Cum se cheamă? Un copăcel mic. Și până atunci eu voi lua cu asta, până aia cade jos, voi lua de la alt copac. Mamă, ce tare, mamă, ce repede. Voi lua din astea oak leaves, frunze din asta. Voi lua frunze din astea, că poate ne trebuie la noi acasă să facem chestii. Iau și liane, iau tot ce trebuie, luăm acolo de treabă, luăm tot. Am sunt în junglă, cât timp am căutat jungla, n-aș știu că e așa de aproape de mine. Bun. Ok, uite, avem și un copăcel. Avem și un copăcel, fern, ferigă, nu asta trebuie. Trebuie copac de junglă, cade el. Trebuie să cadă. Luăm aici câte frunze putem. Așa. Mamă, dar ce deasă e jungla. O să iau cât mai multe din astea, că ne va trebui la noi. N-a căzut copacul. O, uite, uite, unul. Ar vrea mai mult de unul. Ce e asta? Unde este copacul? Oak sapling. Dar de ce îmi zice oak? Nu sau am luat eu oak, stejar? Dar ăștia nu este stejar, nu? Ăsta lung trebuie să le iau. N-am luat ce trebuie. Ia să vedem, am luat două copacul. Uite, fii atent, am luat jungle log și oak log. Ah, n-am luat eu ce trebuie. Fiți atenți că-s două feluri de... Ăsta e oak-ul și ăsta e jungle-ul. Eu jungle-ul trebuie să-l iau. Ia să-l luăm un jungle. Le iau acum un jungle copac. De fapt, asta pot să iau și la întoarcere. Nu contează acum. Asta pot să iau și la întoarcere, nicio problemă. Haideți să mergem să le punem în cutii și după aceea să explorăm, să căutăm papagal și pisicuțe. Să mergem totuși. Să am grijă să fac nani. Pun asta înapoi aici. Fiți atenți că deja mi s-a distrus aproape... Chestia asta așa, șirzul. Bun, haideți să punem aici gras, să punem toate... Asta că nu aici. Să punem toate chestiile astea așa aici, că nu am nevoie. Așa, care le-am luat. Și să mergem... Câtă fie eram? 31, perfect! Hai să mergem să vedem... Hai, o să mă pierd în jungla asta. Hai să mergem să vedem dacă găsim papagali.
Ce e aia de acolo? Ce e chestia aia? Ce e asta? Cu asta o iau. Cocoa beans! Am găsit cocoa beans! Asta e copac de cocoa? Dar cum crește cocoa beans? Cocoa beans! Cocoa beans! Nu vine să cred, am găsit cocoa beans! Ador jungla! Wow! Mai este? Văzut că cireșe. Mamă, ce fain. Păi mă duc să le pun înapoi în cutie. De stai puțin, eu mai am găsit ceva de mâncare. Mamă, ce fain e jungla. Trebuie să-mi iau copaci din ăștia la mine, cât mai mulți. Wow. Te îngroși ce găsești în junglă, că nu m-am interesat. Mamă, cocoa beans. Bun, acum hai să plecăm, să vedem tot ce găsim. Plecăm mai departe. Nu știu dacă se iau prin mijloc sau să nu mă pierd. Hai să o luăm pe la margine. De fapt, eu iau prin mijloc, ca o găină. Am asta cu mine. Pe n-am pus cocoa beans. Ce tot am făcut? Că ce am pus aici? N-am pus cocoa beans înăuntru. Mă pun să mă întorc. A, nu mai am spațiu. Păi nicio problemă. Nicio problemă. Ok, și acum punem cocoa beans și alte chestii. Și acum plecăm. Bun, acum haideți să mergem în jungla asta. Și scopul meu este să găsesc pisicuțe, papagali și asta ce-i? Pepene! Ăsta e pepene! Am găsit pepene, ești nebun! Ia le pun aici! Am găsit și pepene, mamă ce grădină faină o să avem! Woo! Pepene? Bun și iară bun. Deci în junglă găsești cocoa beans, pepene, pisici, cred. Uite un cum pepene. Hai că ăsta le iau cu mine și nu mai mă întorc. Din astea papagali, liane. Ce fain este, am intrat în junglă, nu mai pot de bucurie. Hai să vedem, să vedem, să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. Ce putem să facem? Unde putem să mergem? Mă plimb pe aici și oricum pentru mine totul este nou, totul este fain. Ce fain e jungla. A, uite, mai iau din astea. Astea pot să le iau și cu mâna? Trebuie să iau cu torța. Da, pot. Vreau să iau cocoa beans, deoarece asta nu știu, crește în copac? Nu știu cum crește. Nu știu cum crește chestia asta și cum se mănâncă. Ok, jungla e destul de mare, să nu mă pierd. Trebuie să mă duc unde... Uite, o găină, nicio problemă. Voi ați spus că sunt destul de rare pisicuțele. Și destul de rar papagale. Dar o să-i găsim noi, că mă gândesc că trebuie să fie, că e junglă. Uite, papagal, papagal, papagal! Hai, semințe, 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 semințe! Semințe, 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 semințe! Semințe, 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 semințe! Semințe! Mânci? Hai, mă, mâncă! Fii atent câte semințe dau și nu mănâncă. Sunt drăgostit de mine! Sunt... Mai trebuie să-mi un papagal ca să am cuplu. Așa, măi, așa, dau ce frumos ești, da! Bun, îmi place jungla. Hai să mai găsim papagali. Mai știi? Ai prieteni? Eu mai iau cocoa beans. Porcușoară. Așa, tu vii după mine. Bun. Mie ce-mi trebuie să găsesc... Trebuie să-mi iau pește cu mine. În ascul fac rost de pește, mă duc într-un goapă. Iau cocoa beans. Unde am ajuns? Așa. Iau cocoa beans, deși am cam multe, că nu știu câte-mi trebuie și cum se plantează. Mamă, ce fain. Sper că nu sunt șerpi în junglă. Am auzit câteva gălăgii. Cred că va trebui să mă duc să îmi iau niște pește. În caz devine pisicuța, să nu am probleme și să nu... N-am cu ce să o hrănesc. Trebuie să-mi iau niște pește. Hai să mă duc să luăm niște pește. Hai să luăm niște pește la apă. Aud niște gălăgii. O fi... Habar n-am. Stai că vine și noaptea. Și noaptea în junglă o să mă moare toți. Luăm pepene.
Dar vine noaptea, repede, repede, fă nani. Aici mă duc să fac nani. Și luăm pește. Super, facem nani! Ok, papagalii meu, unde ești? Papagalii meu, unde ești? Nu-i papagalul meu. Bun. Haideți să luăm niște pești, că sunt pești aici. Hai să luăm niște pești pentru pisicuțe. Papagal, bă, stai, vino puțin, că nu trebuie să te negi, vino încoace, hai, vino încoace, papagalo. Hai, vino încoace, vino. Vino. Așa. Așa, și acum... Așa, l-am pus pe jos acolo, stai acolo. Perfect. Așteaptă-mă. Să vânăm niște peștișori. Să prindem niște peștișori. Ca să găsim pisicuțe. Vine încoace. Adevărul ăștia când... Mă văd cu sabia, nu le prea convine. Dar nicio problemă, cât pește am? 3. Hai să luăm vreo 10. Nu mai mulți, îmi trebuie 2 pisicuțe. Mă pun pe aici pe zona să nu pierd papagalul. Ce super! Ce super, 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 super! Foarte, foarte fericit și mulțumit. Ce greu se bat ăștia. Ok, unul e gata, doi e gata. L-am terminat, da, bun, și tu? Nu încoace. Super, avem 7 pești, i-am luat pe toți. Nu știu câți pești îmi trebuie pentru 2 pisicuțe, aș vrea totuși să-mi iau pești de acum, să nu mai am după aceea probleme. Sigur o să găsesc pisicuțe pe aici. Mamă, și cum le aduc la mine acasă? Nu știu cum le aduc la mine acasă, cred că mă teleportez cu ele, abar n-am. Uite acolo câteva peștișori, adică dacă merg prin Nether cu ele, o pățești ceva sau nu știu. Vom vedea. Vom vedea dacă nu le țin în deșert. Hai să-mi iau și bancul ăsta de pești. Mamă, ce fain de junglă! Dă-i mă în tine, dă-i! Măi, ce? Măi, peștișorilor, veniți încoace, vă rog frumos! S-au băgat mai jos. Super, super, super. Câți pești avem? 12. Hai mai luăm câțiva și după aceea urmează... Oh, ce chestia asta? Bun, miel, ok. Mersi, chiar îmi trebuia. Habar n-am. Bun. Mai dau câțiva peștișori deoarece nu mai vreau să mă întorc la apă când văd pisica. Am auzit că e foarte greu de tăimuit. Am auzit că e foarte fugativă. O să fugă. Mai luăm aici. Uite pești acolo. Mai luăm bancul ăsta de pești, ne întoarcem la papagalul nostru. Și trebuie să mai găsim papagali. Ne trebuie 2, nu? Trebuie 2. Facem pui. Bă, nu mâncam, asta e a mea. Problema e cu delfinii. E că ei vor să mânce tot ce ai... Așa, acum să-mi iau toate chestiile astea, că dacă nu se joacă delfinii cu ele. 16, 18 pești, mai îl batem pe ăștia 2, probabil. Așa. Să mă uit prin apă, să nu mai fie pești. Din aia, a, uite, din ăștia. Să nu mai fie pești din ăștia care deja am killerit. Dă încolo, mă duc după ăsta singur. 19-20 de pești a trebuit să ne ajungă pentru pisicuțe. Unde te-ai plecat? Nu-mi coace. Hai, vino încoace. Perfect. Și acum să mă duc unde-i peștele. A, uite-l acolo. Bun. Deci fiți atenți, avem 20 de pești. Unde mi-e papagalul? Cred că pe aici undeva. Deci avem 20 de pești. S-ar putea să ne ajungă pentru pisicuțe. Vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă 20 de pești ajung ca să îmblânzim 2 pisicuțe. Așa vreau. Așa, bun. Să mâncăm și noi ceva. Perfect. Și acum tu vii cu mine, da? Vii? Perfect. Na, care este scopul nostru? Scopul nostru este să găsim tot ce poate să găsească jungla.
Asta înseamnă să luăm toate resursele care le are jungla, să le ducem la noi, să luăm... Câte mâncare avem? Am cocoa beans, cred că mă ajung. Cocoa beans se poate și mânca, pot să fac plăcintă din ele, crește ușor, crește greu. Ne trebuie două pisicuțe, încă un papagal și ne mai trebuie efectiv tot ce are jungla de oferit. Ce e aici, jos? O floare. Dacă jungla are flori, copaci de frici, toate chestiile, vă rog să-mi scrieți în comentarii, deoarece vreau să le avem pe toate, să le ducem la noi acasă. Dacă jungla are ceva special, orice are special jungla, îl vreau. Sunt foarte, foarte mulțumit. Uite un papagal, uite o pisică, pisică, pisică. Uite o pisică, uite o pisică, uite o pisică. Am să salvez aici și data viitoare am să-mi vânzesc fizica, deoarece nu știu despre ce este vorba. Vă rog să-mi dați sfaturi. Eu sunt Felix și ne vedem curând. Pa!